locul didactic. Mă bucur că, deși domn profesor a venit pentru prima dată în Iași și foarte multe informații nu avea toată lumea despre dumneavoastră, mă bucur că audiența a fost atât de mare, că din ce în ce mai mulți colegi de noștri au venit la noastră între profesioniști. Dacă ar fi să avem ceva în plus față de ce a spus domnul profesor Carmen Zavalia Danico, aș adăuga că avem printre cursanți și colegi din județul Botoșan și din județul Bacău. Ceea ce pentru noi este deosebit de onorant ca și organizator. Cred, și cu siguranță domnul rector Eichenbach va confirma, că a fost o săptămână fructuoasă, plină de entuziasm, plină de bucurie, că a descoperit aici la Iași studenți, cursanți, ca să nu spun studenți, dar deci cursanți, foarte bine pregătiți, dar și profesori foarte, foarte buni și dornici de a învăța. Doresc mult succes cursanților din această seară și o să vă invităm o invităm pe doamna profesoară Roxana Marin să ne prezinte concertul dumneavoastră. Thank you.
urmează festivitatea de închidere și înmânare a diplomelor pentru tinerii cu care au fost înscriși la curs și cu care domnul profesor a ținut orele. Deci a fost, după cum spuneam inițial, a fost un număr de 13 cursanți, dar aș vrea să clarific. Pe lângă tinerii cu care domnul profesor a ținut orele, suntem un număr de 30 de colegi de la 3 licee de specialitate din Moldova, Iași, Bacău și Botoșani, care au urmat aceste cursuri de formare. Pentru operativitate, îmi permiteți să dau citire integral testului primei diplome. Și el se repetă pentru fiecare cursant. Colegiul Național de Artă Convenție Iași, diplomă. Se acordă elevei Carina Irimia din clasa a 3-a pentru absolvirea cu succes a cursului internațional de măiestrie interpretativă, susținut de maestrul Jurețu Raichiba din Bazele, Veția, în cadrul proiectului intitulat Interpretare instrumentală în epoca postmodernă, susținut la Colegiul Național de Artă din Iași în perioada 5-10 noiembrie 2012. Semnează domnul profesor și doamna director Dana Luis Barne. Felicitări! Ne invităm acum pe Eva Gârnea din clasa a 4-a să primească din partea domnului profesor diploma de inginerat. Aș vrea să știu dacă Rareș Bacovei din clasa 7 este în sală. O să ia doamna profesoară pentru el. Felicitări, succes mai departe. Să primească de partea domnului profesor diploma de acordire. De asemenea, Alex Trufia din clasa a 7-a. Alexandru Gârlea, clasa 11-a. Alina Andriuță, clasa 12-a. Oana Varganici, studenta anul 2 la Universitatea de Arte. Georgiana Holban, studenta anul 3 la Universitatea de Arte, George Enescu. Profesor Dr. Andrei Enoi Pântariu. Nu în ultimul rând, din partea organizatorilor, domnului profesor Retor Aisenba îi se oferă o diplomă de excelență, da, în onoarea domnului profesor Retor Aisenba din Bazele, Veția, pentru darurile deosebite în metodologia pianului și pentru contribuția domniei sale de a crește prestigiul școlii interpretative pianistice ieșene și românești, bineînțeles. So excuse me for not speaking Romanian. So I would like to just thank all the participants of this masterclass. It's been a wonderful time, hopefully for all of us, but for me, I really enjoyed it very much. Mulțumesc tuturor participanților la acest curs de maestrie și consider că, exact cum a fost și pentru dânsul, un timp minunat, consider că și pentru toți cei implicați a fost un timp minunat. I really appreciate the very good collaboration between the students and myself. Apreciază foarte mult colaborarea excelentă dintre ele și domnia sa. And I would also like to thank all the teachers for their support to make this possible. Mulțumește și tuturor profesorilor pentru susținerea dumnealor care au făcut posibil acest proiect. So as always with masterclasses, my hope is that
Some good things will remain. Speranța dumnealui că de fiecare dată când ține cursuri de maestrie este ca ceva din lucrurile generale esențiale să rămână. I'm sure some of the things I said will prove to be not to be so useful. Poate că nu toate lucrurile pe care le-a transmis au fost de folos. So those may well be thrown overboard again. Pe acelea le putem da peste bord. And hopefully some of the good things will help you to pursue your further musical training. Dar sper că lucrurile bune vor ajuta în antrenamentul, în dezvoltarea dumneavoastră interpretativă, instrumentală. So I wish you all a lot of success and a lot of pleasure in your further music making. Tuturor dorește succes în viitor în practicarea muzicii. And I look forward to coming to Iași sometime in the future. Și privește în viitor ca o posibilitate să revină în Iași. Cu siguranță vă invităm să ne fiți alături și la anul. Și nu numai la anul, chiar în viitor. V-am spus la început, noi avem o tradiție, deja începută cu domnul Andreea Stenkel. Așa că lăsăm cu drag invitația să ne fiți alături și pe parcursul anilor următori. Thank you very much. După cum sublinia și domnul profesor, mă bucur și ne bucurăm cu toții de această realizare frumoasă. Este o realizare colectivă și eu personal și doamna inspector și doamna director mulțumește tuturor colegilor de la Catedra de Pian și tuturor părinților și elevilor care ne-au susținut pe parcursul acestui demers. Mulțumim de asemenea și doamnelor profesori de la Universitatea de Arte George Enescu, care ne-au onorat și cu prezența și cu participarea dumnealor prin studentele care au fost înscrise la curs. Aș vrea de asemenea să nu omit să mulțumim și doamnei Mariana, care a stat aici zi lumină timp de o săptămână până seara după ora 8 și ne-a susținut și ne-a pus la dispoziție sala și toate serviciile. Înainte de a vă invita pe toți, pe fiecare dintre dumneavoastră și pe toți să mergeți să bem un pahar de suc și să mai schimbăm impresii și concluzii la încheierea acestui curs. Aș vrea să invit pe tinerii care au lucrat cu domnul profesor și pe domnul profesor să meargă sus pe scenă să facem o poză de înviere, o poză de grup. Mulțumim foarte mult și vă invităm cu mare drag, cred că doamna profesoară Carmen Șultuz este de acord, să vă invităm cu mare drag la următoarele proiecte care sunt organizate la noi liceu, la Catedra de Pian, și anume Festivalul Tropiano în februarie, cursul de maestrie ale domnului profesor Andreas Henkel, concursul de pian Piano Artis și multe alte evenimente pe care cu toții le gustăm și le iubim și le așteptăm cu drag. Mulțumim frumos și poftiți să faci doamnă. Cineva, ne ghidează cineva să se vadă toată lumea? Foarte bine. Asta mai deoparte.